Salutare, salutare! Bine ați venit la un nou video, suntem aici cu Gâștele și Bobocii. Ia uitați ce fainăs! Mi-am scos un pic aici în partea din față, aici e mai multă iarbă. Doi să aici adorm. Nu mă scapă din ochi cele două găște. Găsca nu-i mai în spate. Ele două păzesc aici, au totul sub control. Au băgat în ei, au crescut frumos. Așa doi să aici s-au pus. Ăsta unul mă ține pe mine sub supraveghere. Dar nu, bă, vine la mine că mă atacă, până la urmă. Nu o să se iei. Da, așa dă-i vor la mine, direct. Ce-i, mă? Da, du-te mâine apoi la... Ia ce să se iei. O, o plăcere să stai așa pe bancă să te uiți la ei. Unul în spate la apă. Ia uitați-l acolo în colț. Ce, doamne iartă, mă mânci pământ, măi? Are pământ de flori acolo. Ia uitați. Ei, ce faci, mă? Fantastic, alungă pământul afară. Ce fain se spală la apă acolo în spate. Ia să dăm un zoom pe el. Da, cum vrea Gâsca să facă baie sau ce. Incredibil. Da, acum în imagine e Găscanul și un boboc.
Aici avem cele două gâște și bobocii. 1, 2, 3, 4, 5 și așa se le dincolo la păscut. Nu, ți s-a lipit o pană de cioc. A, se curăță. Chiar au frumos grijă de ei. Trebuie să am grijă ce mișcări fac, că imediat mă nevolesc pe mine. Ce s-a întins asta una, ia uitați-vă. Cu labele în spate, întins la maxim. Da, aici la iarbă au tot felul de ciugulit. Și-au umplut gușele frumos. Ia uitați-vă aici ce gușe are. Într-adevăr, o dată, două ori pe zi, o să-i lăsăm aici în față, mai la iarbă. Numai mie mi-e frică, tare frică că o să distrugă și aici iarba. Ia uitați în spate cum arată. Unde-s găinile, bibilicile. Dar așa, o dată pe zi, o să-i lăsăm cel puțin. Poate chiar și de două ori, ca să-și iei iarba, să-și iei vitaminele, bobocii. Seara încă îi separăm, nu știu dacă îi încălzește, nu îi încălzește. Cel puțin la noapte la noi vine furtună, așa că o să îi separăm la noapte iară. Ca așa de avut grijă, are grijă, dar nu știu dacă îi protejează de ploi sau de frig, brumă. Și s-ar putea ei, cum sunt diferite vârste,
s-ar putea să-i afecteze. Avem aici chiar și de o săptămână și de două săptămâni și un pic. Dar cel mai mic nu are, ba, cam o săptămână are. 5-6 zile, 7 poate chiar. Ui, ce frumos a pus gâscanul. Incredibil. Ce se uită la el? Îi analizează direct. Ce privire inteligentă poate să are gâștele astea, e imposibil. Da, s-a înnecat la mic. Ce hotărât e? Săraca aia nu mai poate de cald. Acum cum au bobocii, nici nu mai mers la baie. Non-stop-s după pui. Da, sper că v-a plăcut și video ăsta. A fost mai mult să vă arăt bobocii și starea lor. Hai, acesta ce crăcit stă. Întins la maxim. Face yoga, băiatul. Da, sper că v-a plăcut video. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like. Dacă sunteți primari la noi pe canal, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul, că este gratuit. O să urmeze și multe alte clipuri, și bineînțeles și cu gâsca și cu bobocii, dar și multe altele. Și cu porumbei, cu iepurașii, trebuie iar să facem. O să începem de mâine un tratament, că au niște probleme la urechi. Da. După cum am zis, nu uitați de un like, vă dorim o seară faină, aveți grijă de voi, toate cele bune, ceau! Hehehehe.